fericiți că a ieșit soarele. Nu mai e norat, nu mai plouă. Ceva de vis. Turcoazul ăsta e ceva de vis. No, bo, 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 bo. A intrat la căsuță aici. Bărcuța îndrăgostiților. Aha. Bine că n-am plecat fără să explorăm și locul ăsta, piscina asta. Aici nici n-am fost. Mamă, dar ce vânt e. Fii bine? Paradis, paradis.
acesta este paradisul. Chiar e o imagine tristă. Unii vin, alții pleacă. Nu vreau să plec. Hai să mai rămânem aici. Uităm de servicii, de clienți, de orice. Nu? Dacă am putea. Rădăcinile palmierilor. Da. Cu nuca de cocos. Thank you.
Poate vrea să se împerecheze, mă. Poate vrea să se împerecheze. Mult ce coadă are. Păi să vedem și pe cealaltă. Păi să vedem și pe cealaltă, unde s-a ascuns. O vede doar ieri. Așa, mă. A ieșit la pescuit. Bravo, fată. Îmi plac tare mult plantele astea din spate. Nu știu cum se numesc, dar sunt tare, tare mișto. Să mă duc după africanca mea. Tu ești africanca mea? Mergeam la căbănuță. La căbănuță cu noi. Prietenele mele. Nu le vedeți, nu le vedeți, dar când se mișcă, da. Și mai una sus, sunt trei. Da. Da, fetele mele. Voi sunteți fetele mele. Așa, trei. Trei, trei, trei. Dă-te morții, măti, m-am pișat pe mine de frică. Hai, lasă-mă. Să ai ușor, nu. Hai, mă, să închid ușa. Omoară, iubire, nu pot. Nu pot să-l omor, de ce să-l omor? Lasă că pleacă. E imens. Lasă-mă că pleacă, nu-i facem nimica. Stai că închide ușa. Thank you very much. Thank you. Nu te duce departe. Că de acolo e prea multă lumină, dă-te mai... Bară. Gol! Yes! Nața, nața. Ne-am trezit. Vom merge la ocean să vedem pisici. Rechini și alți pești. Cât e ora? 6:30? Rupți de stop. Dar sper că se merită efortul. Deci, practic, vor traversa de aici, aici. În zona aceasta sunt frumoasele animale, frumoasele viețuitoare. Să mergem.
circa 350 de metri. Celebri copaci. Deosebiți rău. Dimineață foarte devreme pentru noi și măcar florile nu s-au deschis. Da. Oceanul e la reflux. A retras un pic oceanul. Tare frumos. Aici e părți din corali. Ajungi la mal. Sunt niște stânci. Bună dimineața. Iată primul vechin. Este foarte micuț. Neața. Neața șmechere. După cum vedeți, nu e nici dracu la ora asta pe plajă. Toți bețivii ăștia dorm. Vorba vine, toți bețivii. Oamenii dorm dimineață. Noi am zis să facem un lucru deosebit. Să vedem dacă e deosebit sau nu. E și dimineață și suntem somnorici. De asta. Fiind oceanul retras, putem să vedem de aproape aceste cabane. Super. Vezi ce crab mari. Mă apropii de ei, o să fugă, sigur. Ce faceți? Neața. Hai, o luăm aici. Bravo, barosane. Hei, e Greta. Ce faci, fetița? Ce faci, fetița? Neața. Neața, neața. Uite aici pește, în stânga, albastru. Uite aici. Mamă, cât e. De albastru ăla, știi? Mai e unul. Uite un fugu de la mare de tot. Ce mare. Deci noi suntem acum pe un ponton care duce la cabanele acestea pe apă. Și acum mergem să facem snorkeling. Am ceva emoții. Pentru că un tip, atât un tip cât și soția, acum două zile a văzut un rechin la un metru și ceva.
destul de măricel, să zic, pentru zona asta. Hai să vedem. Sper să nu ne întâlnim cu el totuși. Oamenii nu vor să fie deranjați. Te înțeles. Wow! Ne-au văzut. Mamă, cât e. 2. Mamă, cât e de mare tonul ăsta. Că tu nu l-a dat deasupra, îl vede mai bine. Gata, intrăm în apă. Să vedem ce găsim. Priveleștea este minunată, sincer.
Iată, fericiți că am filmat niște super pești. Mergem, facem un duș și mergem la... ne prezentăm la masă, la micul dejun. Acestea sunt căsuțele fără jacuzzi. Foarte mișto și aproape de ocean. Numai că atunci când e furtuna, foarte mare zgomot, nu știu câți dintre voi ați putea dormi. Eu nu cred că aș dormi cu greu. Nu vreți? Se super! Deci îmi plac dunele astea la Mal de Mor. Nimeni la piscină, e ora 8, nu mai merge la masă la ora asta. Mă face yoga, noi ne holbăm la ei, ce să facem? Face yoga. 140 de kg de face yoga, e în regulă. Mamă, e tarte Valencia Orange, ce am mai treabă? Passion fruit mosque, treabă mare de tot. Plouă din nou? Ai ceva firesc în Maldive? Buna mea soție dorește să-i trimit pozele acum. I-am spus că cum naiba să n-am treabă, mă, fraților. E chiar sunt ocupat. Sunt o persoană ocupată acum, da? Ce are? De poze mi-a de mine.
cum o fi să fii copil și să te joci în nisip în Maldive așa. A? Eu nu știu cum era nici la mare la noi. La Costinești, ca lumea! Asta e. Fiecare cu oportunitățile sale și cu norocul său. Dar nici nu se văd. Decât dacă dau foarte... Au fugit. Banditele. Mamă, ce valuri. Bravo, fat! Zmergi! Au ieșit crabii la plimbare. De vis. Paradis. În adevăratul sens al cuvântului.
urcăm pe ponton, nu putem să ne urcăm așa mizerabil. Adică cu nisip. Da, dacă nu e. Cum e acum e perfect. Dar în mod normal e. Dă seama să izbesc toate valurile astea. În piloni și zgomot în casă, logic. Haideți să vă arăt priveliște. O priveliște de vis. Ca sfințit. Nisipuri albe. Apă turcoaz. Zona unde se fac cine romantice. Restaurant, terasă. Căsuțe pe apă. Davis. Și în final ce aș putea spune? Costinești! Ca lumea! Ce glume! Ce făceau bagabonții ăștia? Era peste cochile aici și mi-a zis că nu s-a oprit. Bă, dar ce fumă, e deranjat? Da, e deranjat. Bă, de ce ai făcut așa? Erau și romantici. Bagabonții. Hai mă să-i lăsăm, își facă și drag, sunt și romantici. Ia uite. Bună seara. Bună seara, draga noastră. Hai, mai. Ha, ce albastru frumos. Mamă, ce fulger. Ia să vedem până când mă pot apropia de ea. Să văd până când mă pot apropia de ea. Țifat, țifat. Wow, ce fulgeră.
Neață, neață. Am trezit la ora 5 fără un sfert. Am mâncat. Este o grămadă de crabi aici. Foarte mulți crabi. Și toată lor în mijloc aici. Așteaptă la intrare. Și rechinași. Care rechinași, frați? Edita, mai rechin. Mea. Ce ai făcut cu metru? Cum ești nebun cât de mare era. Cum spuneam, ne-am trezit de dimineață la 5 ori un sfert. La 5 jumate a trebuit să scoatem toate bagajele afară. Și acum ne așteptăm barca. Nu este aceea. Aceea e o barcă de pescuit. Am auzit când acel cuplu s-a ridicat și a semnat pentru a merge la pescuit. La pescuit în principiu 2 ore 250 de dolari. Bye.
Bărcuța îndrăgostiților. Gata, am ajuns la Male. Lângă aeroport. Wardrobe Astoria, cu asta ești luată la Male. În cazul în care ai o groază de bani să plătești pentru Wardrobe Astoria. Wow. Un aglomerat. ثم نفوا الأشرطة حول الخصر واربطوها بإحكام.
e grele, ca să zic așa. Gata, fraților, am ajuns într-un aeroport corect, înapoi în Dubai. Într-adevăr, opulență, lux, dar înainte de toate curat și foarte sigur. Ăsta este cuvântul de bază, un loc foarte sigur. Sper că ați vizionat toate vlogurile create de mine cu imagini din Maldive. Ați văzut, este era pe pământ. Cam pentru toate buzunarele, ca să zic așa. Bine, nu includem oamenii care trăiesc de pe zi pe alta. Am trăit și eu de pe zi pe alta, știu ce înseamnă. Nu provin dintr-o familie înstărită. Dar, cum spuneam și prietenilor, fiecare om are perioada sa de glorie, să-i zice. Vă urez să ajungeți să vă îndepliniți toate planurile pe care le aveți, așa cum am reușit și eu. Măcar o parte din ele am reușit să le împlinesc. Mulțumesc pentru abonare și să auzim numai de bine. Bă, cu riscul de a o strica, sincer, vreau să zic că îmi lipsește disperarea aia și bătaia între ghilimele pe bagaje când vin din aeroportul Otopeni, la asta mă refer. Prea multă liniște, frate, nu se repede nimeni, nu știu. Cred că i-au oprit undeva, i-au blocat într-o încăpere, i-au legat cu cătușe, nu știu. Nu se împinge nimeni, frate. Nu se ceartă, nu... Nonsens.